Cinstiți părinți, împreună slujitor și grăbăritor creștin, Hristos a înviat. Pentru început aș vrea să salut prezența celor care conduc destinele a mai multor studiouri de Radio Trinitas din țară, de la București, de la Iași, la Timișoara, cei care i-ați observat că slujesc împreună cu noi astăzi Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Iubiți credincioși, Evanghelia de astăzi îmi trezește o amintire a unor oameni cu totul și cu totul deosebiți dintr-un sat aproape de mănăstirea de la Nicula. Este vorba despre localitatea Cutca, unde credincioșii bisericii noastre sunt foarte atașați de mănăstirea noastră, dar sunt și foarte implicați în viața lor parohială și sunt foarte evlavioși, foarte credincioși. Legătura dintre acest sat și mănăstirea Nicula este deosebită. Și noi ne bucuram întotdeauna de prezența lor și ei se bucurau de prezența noastră, pentru că până de curând n-au avut preot, pentru că n-au fost paronie, au fost doar filia unei paronii. De curând au preotul lor slujitor și se bucură pe deplin de slujbele care se săvârșesc permanent în biserica lor, care au construit-o în condiții vitrege și pe vremuri care interziceau acest lucru. Întotdeauna când ne vedeau pe noi, slujitorii mănăstirii, cutcanii, cum le ziceam eu, noi, sau mai bine zis, cutcancele, ca să-și exprime dorul, ne ziceau: Părinte, sete mi-a fost de dumneata. În felul acesta ne spuneau câte a fost lor de dor și noi ne bucuram de acest cuvânt extraordinar, care exprimă o stare deosebită. Evanghelia care s-a citit astăzi la Sfânta Liturghie are în conținutul ei cuvântul Mântuitorului către femeia samarineancă, respectiv către toți samarinenii: dă-mi să beau. Și nu se scrie că a primit să beau. Și nici că a vrut. Și neapărat trebuie pus acest cuvânt în relație cu invitația apostolilor de a mânca Mântuitorul Hristos. Ori Mântuitorul Hristos a refuzat și le-a spus că eu am de mâncat altfel de mâncare pe care voi nu o știți. Ceea ce explica cuvântul lui: dă-l să beau, către femeia samarineană. Trei lucruri aș vrea să vă pun la suflet legat de Evanghelia care s-a citit astăzi. Primul este cel al întâlnirii Mântuitorului Hristos femeia samarineancă și cu toți cei din Samaria care au venit la cuvântul ei să-L vadă pe Mântuitorul Hristos și apoi cu care s-a întâlnit Mântuitorul Hristos rămânând în Samaria mai multe zile. Întâlnirea aceasta trebuie neapărat să o raportăm la noi. Să te întâlnești cu Dumnezeu întrupat este un lucru extraordinar și care îl dorim. Noi creștinii ne dorim să ne întâlnim cu Dumnezeu, să ne întâlnim cu Iisus Hristos, cu Fiul lui Dumnezeu. Și iată că această șansă a avut-o femeia samarineancă și cei din Samaria. Și spune Mântuitorul Hristos în Evanghelia de astăzi că această întâlnire este darul lui Dumnezeu. La nedumerirea femeii samarinence,
cum îi se cere ei, fiind femeie samarineancă, apă din partea unui iudei, iudeu care n-are amestec cu samarinenii? Iisus Hristos îi răspunde, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine ți-a cerut apă ca să bea, ai fi cerut tu de la El apa cea vie, pe care dacă o bei, nu vei mai însăta niciodată. Acest lucru, iubiți credincioși, ne descoperă o realitate pe care noi o băgăm în seamă prea puțin. Noi suntem creștini ortodoxi din naștere, marea majoritate. Acest lucru, iubiți credincioși, este darul lui Dumnezeu, este șansa noastră, este o șansă extraordinară de a ne naște creștini ortodoxi, este darul lui Dumnezeu pentru noi, care trebuie valorificat, care trebuie însușit, care trebuie trăit. Altfel, darul lui Dumnezeu nu are efect asupra noastră. Și botezul și toate darurile Sfântului Duh, pe care le-am primit ca pecete pe trupul nostru în taina minunții, n-au efectul dorit, decât au fost un eveniment care s-a petrecut în copilăria noastră. Deci, faptul că ne-am născut creștini ortodoxi este darul lui Dumnezeu și șansa noastră, care trebuie neapărat valorificată. Al doilea lucru, trebuie neapărat luat în seamă acest cuvânt al Mântuitorului Hristos peste veacuri, care ne cere expres și nouă astăzi, dăm să beam. Același cuvânt a rostit atunci când a fost răstignit pe lemnul crucii și i s-a dat să bea oțet și fier. Trebuie să vedem și să facem această diferență. Ce a primit Iisus Hristos de la cei din Samaria atunci când a cerut să bea și ce a primit de la cei care l-au răstignit pe lemnul crucii? Cei din Samaria i-au dăruit Mântuitorului Hristos sufletul lor. Pentru că, ne spune Evanghelia de astăzi, foarte mulți, din ce în ce mai mulți, au crezut că El este Mesia, că El este Hristos, că El este Fiul lui Dumnezeu. Iar pe lemnul crucii, Iisus Hristos, la dorul Lui, în ceea ce privește omenirea, i s-a răspuns cu oțet și cu fier. Ori noi, cei care, deși am avut șansa să devenim creștini, prin grija părinților noștri și prin darul lui Dumnezeu, de multe ori îi dăm lui Dumnezeu în locul sufletului nostru păcatele, nelegiuirile și răutățile noastre. Și al treilea lucru pe care vreau să vi-l pun astăzi la suflet este că Iisus Hristos a descoperit prin femeia samarineancă în ce stare era poporul samarinean, locuitorii cetății Samariei. Trebuie să observăm că femeia samarineancă avea preocupări spirituale, duhovnicești, religioase. Era preocupată de venirea lui Mesia. Era preocupată
de locul în care trebuie să te închini lui Dumnezeu. Deci avea preocupări religioase, spirituale, duhovnicești. Ea era exponentul celor care trăiau în cetatea Samariei. Cei cinci bărbați despre care vorbește Evanghelia respectiv Mântuitorul Iisus Hristos trebuie înțeleși în sensul opțiunilor pe care le-a avut femeia samarineancă, respectiv cei care locuiau în cetatea Samaria. Pentru că ei, totuși, erau evrei, erau iudei care s-au amestecat cu păgânii și cu credințele lor. Așadar, oamenii din Samaria erau preocupați, iubiți credincioși, de probleme spirituale, duhovnicești. Și s-au amestecat cu alte neamuri, cu păgânii. Și au devenit sincretiști, adică religia lor, nu numai că s-a diluat. Religia lor a primit elemente străine care i-au îndepărtat de Ierusalim. I-au îndepărtat de mântuirea care vine prin iudei. Așa cum remarcă Mântuitorul Iisus Hristos astăzi. Așadar, cei cinci bărbați a femeii samarenice erau cinci opțiuni și niciuna dintre ele n-a fost o opțiune bună. Ceea ce trăim noi astăzi, când ni se oferă atâtea alternative, nu este altceva decât alternativele la care au apelat cei ce locuiau în cetatea Samaria. Și noi, de multe ori, plecăm urechea la credințe străine, la experiențe străine, la elemente care nu fac parte din ființa noastră, la elemente care nu fac parte din credința noastră nici de cum. Și mă refer, bineînțeles, la experiențe spirituale, orientale, de pildă. Experiențe spirituale care presupun yoga, de pildă. Și altfel, și alte experiențe care ne sunt străine atât credinței noastre, cât și Constituției noastre, pentru că noi ne-am clădit din generație în generație. Și dacă apelăm la credințe străine, riscăm foarte mult să fim acuzați de Mântuitorul Hristos și să ni se spună, nu așa cum a făcut-o delicat cu femeia samarineancă, du-te și vină cu bărbatul tău, care nu era al ei. Cineva spune, cum a spus-o Domnul Dumnezeu în Vechiul Testament, atunci când derapau de la credință poporul ales. Le spunea poporului că este adulter, că este desfrânat. Și le spunea că este adulter și desfrânat, nu pentru că aveau păcate ale adulterului și ale desfrânării, în sensul strict al cuvântului, ci pentru că se lepădau de Domnul Dumnezeu, de credința cea adevărată. Așadar, iată ce legătură între Vechiul Testament, când poporul ales era acuzat de Dumnezeu pentru derapajele de la credință, adulter și desfrânat, și ceea ce descoperă Iisus Hristos la femeia samarineancă, respectiv la oamenii cetății Samariei, că au optat la nesfârșit și de mai multe ori la credințe care nu duceau la mântuire, pentru că mântuirea vine de la iudei. Așadar, răzbăticioși,
Să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-am născut creștini ortodoxi. Este un dar al lui și este șansa noastră și este credința în care Dumnezeu își poate împlini această nevoie, necesitate de a avea și în același timp această nevoie și necesitatea noastră de a avea. Pentru că ne spune Mântuitorul Hristos, de este cineva însetat să vină la mine și să bea. Amin. Mările Tatălui și Fiului și Sfântului. Amin. Hristos a înviat.